Bun găsit! Ne reîntâlnim azi pentru a învăța câteva lucruri noi despre fracții. Iată și pizza pe care am împărțit-o în lecția anterioară. Întregul a fost împărțit în 4 părți de mărimi egale. Fracția corespunzătoare unei felii, adică unei părți, este 1 supra 4. Cu ajutorul fracției 1 supra 4 am exprimat ce parte din întreg am luat în considerare. 1 se numește numărător și arată câte părți de mărimi egale au fost luate în considerare. În cazul nostru este vorba despre o felie de pizza. 4 se numește numitor și arată în câte părți de mărimi egale a fost împărțit întregul. Aceasta este linia de fracție. După cum observăm, numărătorul se scrie deasupra liniei de fracție, iar numitorul sub aceasta. Fracțiile corespunzătoare acestui desen sunt 1 supra 6 și 5 supra 6. Care este numărătorul fiecărei fracții? Desigur, 1 este numărătorul fracției 1 supra 6, iar 5 este numărătorul fracției 5 supra 6. Dar numitorul acestora? În cazul ambelor fracții este 6, deoarece este vorba despre același întreg împărțit în 6 părți egale. Se dau fracțiile 1 supra 4, 2 supra 7, 5 supra 9 și 3 supra 8. Care sunt numărătorii lor? Să îi citim pe rând. 1, 2, 5 și 3. Dar numitorii? 4, 7, 9, 8. Foarte bine! Ascultă cu atenție și scrie fracțiile pe care ți le spun. Începem! 2 cincimi, 7 supra 10, 5 pe 7, 4 supra 4. Încercuiește acum numărătorul fiecărei fracții. Să verificăm. Cum se numesc numerele care sunt scrise sub linia de fracție? Foarte bine, numitori. Să scriem acum fracțiile care au numărătorul 3, iar numitorul cuprins între 5 și 9. Care sunt aceste fracții? 3 supra 6, 3 supra 7 și 3 supra 8. Care sunt fracțiile care au numitorul 8, iar numărătorul cuprins între 1 și 5? 2 supra 8, 3 supra 8 și 4 supra 8. Ai identificat corect numărătorii și numitorii fracțiilor date. Felicitări!